Astăzi ne vom uita la istoria lui Baby Banzo din Poppy Playtime. Băieți și fete, bine ați venit la o nouă reacție foarte specială la mine pe canal. Mai exact un nou episod din seria voastră preferată în care facem reacții la animațiile Poppy Playtime. Ei bine, boys, băieții de la GameToons au postat un episod foarte, foarte interesant și urmează să facem o reacție la el. Mai exact, boys, istoria lui Baby Banzo. Ați auzit foarte bine, este iepurașul Banzo din jocul Poppy Playtime, însă varianta Baby. Și cei că s-a scos această nouă jucărie și copiii o iubesc. Urmează să aflăm istoria ei. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Doamne ajută să ajungem cât mai rapid la 200.000 de abonați. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să vedem care e treaba cu acest videoclip, cu istoria lui Baby Banzo. Hai să vedem. În zile de astăzi, you can feed him, talk to him and watch him walk around. He even remembers your birthday. Ok, boys, nu știu care este treaba cu jucăria asta. Însă ce că în momentul de față Baby Banzo ăsta este iubit de copii din întreaga lume. Efectiv poți să-i dai de mâncare, poți să-l înveți să meargă și efectiv își aduce aminte când e ziua ta de naștere. Ok, trebuie să recunosc, boys, că este o jucărie destul de mișto. Aș vrea să am și eu o jucărie de-asta. But there was a time not so long ago that Baby Banzo wasn't loved at all. Hopa, dar a fost o perioadă, nu acum mult timp, în care Baby Banzo nu a fost iubit deloc. Ok, hai să vedem. Ia uite-l pe fraierul ăsta de le face experimente. Știți, boys, ce se întâmplă aici? Și aici vine Player, știți, în episodul trecut. Ia uite, îi salvează pe ăștia. Ok. Aici îi zice că nu voia să-l prindă pe el. Boys, asta știți, în episodul trecut. Ia uite, cum ies toți. Hopa, încearcă să tragă. Mamă, ce i-o dat-o! Ok, boi, și acum toți să te liberați, cred, nu? Ok. Now's your chance to get out of here. Let's go. Cică, asta e șansa voastră să plecați de aici, hai să plecăm. Ok, boi, și băi, asta-s puțin. Că au plecat jucările originale, da, astea trase la imprimată, trase la copii, gen, că, da, jucările astea plagiate au rămas. Eu trebuie Baby Banzo. Ia uite-l. Ia uite-l, boys. Ha, ia uite. Uite-l pe ăsta, holy shit. Cică, ești tatăl meu? Nu, 100% nu sunt. It's been one headache after another. What does that mean? It means don't get too used to being alive. Boys, fiți atenți, deci ăsta, mamă, sărăcuțul Baby Banzo, deci fiți atenți, CEO a zis că, cică, gata, închidem toată producția cu jucările bebeluși pentru că e efectiv o durere maximă de cap. Eu asta înseamnă, ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că nu trebuie să te obișnuiești să trăiești, cred că o să-l omoare. Ia uite, sărăcuțo. Cică, mamă, băi, aoleu, ce da bully face mișto de el. A zis că, cică, plângi cât vrei, dar Player deja a plecat cu jucării originale și tu ești doar o făcătură. Vai de capul tău, ești inutilă, n-ai prieten, n-ai nimica. Nimeni nu vine să te salveze. Hopa, a fugit el, opa! Da, da. Cică, da, uite-te cât de înalt sunt. Mamă, ce mi-e nervează Banzo ăsta, pe bune. Păi asta întotdeauna m-a enervat să mor, v-am mai zis, boys. Ok, uitați-vă la el. Cică, de ce ești așa de rău? Mamă, boys, bă, cât de rău este. Ai zis că poți să fii rău, poți să fii rău doar cu o persoană. Tu ești un produs, bro, efectiv, își bate joc de el. Mamă, ia uite, încearcă să-l bată. Ia uite, l-ai electrocutat. Mamă, i-a dat jos. Ia uite, a rămas el. Cică, bun, deci dacă vrei să trăiești așa de mult, această fabrică conține lucruri mult mai înfricoșătoare decât mine. Aici are dreptate. Hai să vedem. Cică, și ai, bucură-te de viața ta patetică cât timp merge. Hello? Vrea cineva să fie prietenul meu? Nu cred că nimeni, uite acolo. Mamă, boys, câte chestii ciudate pe aici. Boys, câte chestii ciudate. Cei că nu mai faceți jocuri, că nu e amuzant. Nimeni nu face jocuri, bro. Ce naiba se întâmplă? Opa, asta e prototipul? Te rog, nu mă răni. Nu mă răni. Opa, a venit Baby Long Legs, bro. Opa, s-au întâlnit bebelușii. Haha, nu mă știu la chestia asta. Opa, un...
un paianj în vorbitor. Da, eu nu știu, nu prea aș comenta de chestii vorbitoare când sunt un iepuraș vorbitor. Cei că această fabrică are multe ciudățenii. Cei că vină cu mine dacă vrei să fii sigur. Ok, hai că vin, hai să vedem. Deci pleacă, mamă, ia uite, bă. Bă, prototipul ăla totdeauna se bagă în prostii. Ce-i locul ăsta? Dragă dulce casă. Ia uite, mami long legs. Și că mami, am luat un oaspete, nu prea-i place lui mami long legs. Holy shit. Că am așteptat așa de mult pentru un nou banzo. Uitați-vă, l-a prins în pânză de paianjen. Chestia asta e perfectă. Ce naiba face? Ce naiba face? Mami, oprește-te! E un prieten. Hai că da, îl mănâncă. Cică, și nu crezi că prietenul nostru gen merită să se odihnească? Asta e, mergi la somn. Mergi la somn. Boys, cred că la doarme, că la un prunt de pânză. Ia uite, unde n-ai pasat dus? Boys, l-a pus acolo! L-a pus acolo, gen, de unde l-a de pe bunzo de prima dată. Fix unde trebuia să fii. Cei că aici la un joc pe care urmează eu să-l joc și tu ești cea mai importantă parte din el. Sunt important? Da! Doar stai acolo. Zice că el crede că e prea mic, gen, și când îl coboară trebuie să facă ceva. Și l-a zis că nu știe ce să facă, deci că tot știe ce trebuie să facă, doar că el nu știe. Opa, a venit subiectul. Hai, toată lumea, deci băi, joacă un joc de ăsta. Mamă, ia uite, deci știți voi joculețul ăsta, devin copii și na, sunt pe chestii ciudate. Trebuie să apese, hai. Unde e purple? Unde e move? Și că trebuie să-l găsești rapid, rămâi fără timp. Timpul până când? Să zicem că am un as în mână, că dacă nu găsești purple. Hai să vedem. Bă, a venit ăsta. Aoleu! Ăla e asta tot din mâine, că bro, ce e asta, verbazul ăla? Le rupea capul aia și uite-te la ăsta, băi, de capul lui. E micuț. Hai, lasă testul. Uite, ăsta nu-i bun de nimic, bro, efectiv. Ai ruinat totul. What does it take to get good help in this factory? It was a simple job. A brainless mannequin could have done it. Ce că efectiv, deci nu poți să faci nimic bine. Era cel mai simplu job, până și un manechin putea să facă chestia asta. Mamă, băi, dar toată lumea se ia de el, sărăcuțul, bă, toată lumea îi dă bully, efectiv, toată lumea se ia de el. Nu am baby lol, s-a de el. Îmi pare rău. Ce că îmi pare rău, dar scuzele nu se pun. A eșuat. Și știi, baby Banzo, ce facem cu eșecurile? Nu, și cred că nici nu vrea să afle. Mami, oprește-te, boys, deși date, efectiv, baby Banzo s-a întâlnit cu patru persoane, gen cu patru creaturi în acest episod. Cu CEO-ul, da, cu mami Longlegs, da, cu baby Longlegs și cu fetița aia. Și numai baby Longlegs nu i-a zis, nu și-a bătut joc de el. Îi trimitem departe, adică unde? Unde trimite? Boys, îl pune aici la fabrică? Sau ce face gen cu el? Era un simplu job. Efectiv, un manichin fără creier. Mamă, boys, acum uitați-vă, el își aduce aminte de toate vorbele proaste de care v-am zis eu. Nimeni nu vine după tine, mamă, îl bagă în depresie. Se bagă în mașinăria asta? De ce toată lumea lorește pe Banzo? Nu mă... Ci că eu nu te... You just want to use me for your weirdo test stuff. Oh, yeah, boy, astăzi, boys, că practic Banzo merită. Ia stai că acum m-a enervat, cum adică? Efectiv vine Baby Longlegs care nu și-a bătut joc de el toată chestia asta și zice: Banzo, eu sunt prietenul tău, și zice: pleacă de lângă mine, că voi vreți doar să mă folosiți pentru testele voastre. Nu. Nu știa că mamă să facă asta. Minți. Toată lumea mă urăște. Păi, pe bună dreptate, știi ce zic? Și tu mă urăști. Nu e adevărat.
Vreau să fiu prietenul tău. Nu ți-a zis mama? Sunt un... ci că sunt un eșec. Banzo, pleacă de aici. Vreau să pleci. Ok, treaba lui, boi. Singurul lui prieten la lungă. Ok. I'm just a useless duplicate. Not true, baby Banzo. Opa, ci că sunt doar un duplicate useless, adică sunt o făcătură, o dublură inutilă și ăsta zice, nu e adevărat, baby Banzo, vine prototipul, cine ești tu? Să zic că suntem un inventor. Și care știe, gen, sunt un inventator care știe că, care când vede o jucărie bună, știe că e o jucărie bună. Poți să te ajut să fii mai bine. Da? Pe bune? Aoleu. Vin aici, baby Banzo. Ci că nu te speria pentru că sunt speriat doar pe exterior. Crezi că mă poți ajuta? O să te refac. N-o să mai ai probleme. Holy shit. Tot ce trebuie să faci trebuie să vin la mine. Hai să vedem. Uite, a venit acolo. Ia uite, l-a legat. Ia uite, baby long să-și dă seama. Îl aude pe ăla cum râde. Oh, opa, și-a dat seama, și-a dat seama. Nu mai ce să faci, bro, omoare! Așteaptă. Vin, Banzo. Bro, ce face? Îl ajută? Cică, oprește-te, o să oprească electricitatea și nu mai merge la. Cred că înțeleg. Ia uite. A mers chestia aia? Ia uite. Mamă, boys, numai una. Cică, da mă, sare în sus, că ești iepuraș. Sare în sus. Sare în sus, cum ai făcut-o niciodată. Știu că poți să faci chestia asta. Nu vreau să aud. Pă bune, nu te mai ia atâta pe tine. Sunt un eșec, sunt un eșec. Ieși mă de acolo. Ha, mă, sari! Așteaptă! Ce că stai puțin, Banzo, nu pleca pentru că ești la câțiva metri, câțiva centimetri de noul tău destin. Doar gândește-te, nu o să mai fi nefolosită niciodată. Nu sunt useless. A sărit, let's go, ok. Ia uite, vați-vă, boys, a sărit. Unde s-a dus? A venit aici și s-a împrietenit cu Baby Longlegs, bro. Ok, frați și surori, și aici s-a terminat reacția noastră. Bun, păi și fete, păi chiar a fost un episod foarte, foarte mișto. Dacă vreți să facem reacții la episoadele cu Poppy Playtime de la Game to Skills la comentarii. Eu am fost Marusian cu și ne vom revedea curând. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!